Salut, oameni buni, și bine ați venit la un nou video. Am revenit de la Saga, am făcut și live acolo cu un meci de Weekend League și altele pe care l-am pierdut. Deci în acest moment am o înfrângere la Weekend League și între timp s-a băgat un card deosebit. Abia acum joc cu el, altfel o făceam mai din timp, dar doar ce m-am întors aici în studio. Este Florin Tănase, Tănase toți, 91 rating, cel mai tare jucător pe care l-a băgat ei-ul vreodată. În afară de Gheorghe Hagi, cel mai tare jucător român, este cel mai tare card de Liga 1, cu siguranță. Îl strică doar skill moves și Wakefield 3 cu 3 acolo. Este un pas în spate pentru Tase, faptul care 3 cu 3. Dacă avea 4 cu 4, deja era legendar. Însă, în afară de asta, stats-urile lui sunt incredibile. Cu engine are 92 pace, are passing extraordinar, 99 agilitate, balance, dribbling și toate cele. 94 stamina, composure-ul este doar la 85, să vedem cum are asta impact asupra cardului. La penaltiuri a primit omul nostru 99, normal, mare executant de lovituri de la 11 metri. Este un card deosebit pe care îl voi juca la acest Weekend League în toate meciurile. L-am băgat în echipă, îi va juca Fofana în 7 chem cu Jorginho, în față Tassi și Ronaldo Grasu, cu Eusebio și Salah la susținere. Fofana e ok și în acest chem. Oricum, un jucător care nu se vede atât de mult. I-am dat engine lui Tănase, poate primi și Hawk. Asta i-ar duce stația de shooting la cel mai înalt nivel și strength-ul. Dar îi prefer balance-ul acela la 99, să vedem dacă îi oferă un mare plus de tehnică. Are și finesse și o trait, așa că aș să zice, știi, hai cu like acolo pentru acest video. O să joc câteva meciuri înainte de stream, după aia le continui pe Trovo și o să iau o parte de acele faze și o să le bag în video. Plus player pick-urile cu jucătorii din seria toți. Echipa mea cam stat pe loc, player pick-urile au făcut acest lucru. Am câțiva jucători roșii, va fi și Zaha pe bancă de data asta, ceea ce o să fie un plus. Vreau că Butra nu mai intră, Zaha, Virs și Diaby ar fi potriviți. Poate-mi dă ceva incredibil la player pick-urile seria, deși o să forțez rankul de 11 victorii, rankul 5, are obiectivul pentru că este ultima zi când am început să joc și am 19 meciuri răbase. Da, hai să-i vedem pe băieții. Uite, l-are pe Nkunku. Are acolo și el un unit Osman, Jules Koundé am văzut. Și este și Cristiano Ronaldo. Echipă foarte bună. Mohamed Salah îi trimite lui Florin Tănase pe lângă parte primului șut. Ok, a dat Tase pe lângă. Nu-i nimic, nu era un ghiul chiar atât de bun. Tănase s-a luptat bine acolo, Ronaldo îi trimite și e gol Florin Tănase. Minutul 13 marchează prima reușită a lui Florin Tănase din acest video în care va juca multe meciuri la Weekend League. Florin Tănase, superb, este un gol de debut. Băi, se mișcă bine, pentru card de Liga 1 este absolut formidabil până acum. Oho, e gol. Hai că l-am scăpat pe Bernardo Silva, e un șut foarte convingător. 1 la 1. Și la câte card roșii are, clar că aș juca ceva Weekend League-uri, n-am prins chiar un adversar lejer. Florin Tănase cu pasa. Ce gol Ronaldo. Bine, rău de tot. Se mișcă și bine conexiunea, să tot joci marți la Weekend League. Oh, ce pasă. Tănase, dublă și cred că iese. Deci pe Oliver l-am rezolvat, da, e gata, victorie prin dubla lui Tase și merge mai departe. Astfel, o victorie și o înfrângere. Din păcate, pe arena națională am pierdut, am simțit puțin din ce simt băieții de la națională din când în când. Xavi, Moments, Gerard, Moments și Mateus, tripleta de mijlocași de legendă. Anglia, Spania și Germania se reunesc acolo într-o linie de mijloc de vis. Dacă ne orientăm după ce jucau băieții în realitate, senzațional toți. Tănase, călcăi și Ronaldo singur. Dita, mai spațiul aici pentru Ronaldo. A mutat portarul. Dar iată cum ieșim tot, ia mingea aceea la colțul scurt. Nu știu, în momentul ce-l mutat să mă gândeam că va fi mai simplu. Bravo Fofana. Tănase, trage Tănase, bară. Și Eusebio lovește pe Sule. Bară, din păcate, aici puteam marca primul gol.
Tănase la Ronaldo. Vine Jorginho. Nu există. Levi Yashin apără încă o dată. Yashin tot salvează. La marginea careului însă omul care nu va rata. Ronaldo! Oh, poate că am șutat cu Tănase. Are finesse shot rate-ul. Mingea a lovit un oponent, însă Ronaldo o dă cu pământul din farfecă. Minunat! Oh, ce preluare! Știe oare lob? Oh, ca Iorgu! Ca Iorgu Ardeleanu! Din cariera cu Revoluția Florin Tănase știe lob. Ce frumos! Știe șut, știe lob, știe doar gol. Ăsta este noul card al lui Florin Tănase. E super bun, wow. Nu poți să faci prea multe scheme. Dacă te ține bine adversarul pe piciorul stâng, probabil e mai greu să marchezi. Însă nu mi se pare impediment atât de mare. Ținând cont că e un jucător român din nou. Este foarte tare jucătorul ăsta. Team of the season, Tase, la alt nivel. Și aici e oprit de jucătorul Barsei. Oh, superb Salah. Primește tot Salah. Este Ronaldo acolo. Îl las pe Ronaldo grasul să o trimită, cum știe el mai bine. E un voleu parcă de pe altă lume. Tare rău cardul ăsta moments. Rămâne cel mai bun jucător pe care l-a prins vreodată în aprilie din acela campec care nu anunța chiar așa ceva. Neva. E în revenire. El încă speră de la 3 la 0, a rămas super concentrat. O să îl schimb pe Ronaldo, intră frumos Zaha, îl bag și pe Virț. S-a dus Zaha. Greu de crezut că nu scrie de acolo. Direct kick-off, 4 la 1. Tănase și ai cu un gol la Raul Rusescu. Apără Yashin, n-a mers. E greu să reții așa în aer la acest FIFA. Hai că minutul 86 spune, bă, nu mai sunt șanse, hai că ies. Nu era clar de la 3 la 0. Mamă, ce ambițios. Două victorii aici. Al treilea meci cu Tase și iată, e o echipă cu Mbappé gol, Messi on stoage, are Saliba cu Dante. 4-5-1 majoritar Ligon. Pare o echipă de învins. De obicei când pare echipele astea de învins, atunci sunt meciuri mai complicate. Ronaldo pentru Florin Tănase, e pe dreptul, nicio problemă. Și uite că meciul ăsta se termină direct, 2 minute. Nu mai joacă, credeam că iese. De ce când se pune pauza așa imediat după primul gol, iese cel care a pus pauza. A făcut modificări după golul lui Florin Tănase. Bine de tot a intrat. Bine. Salah. Salah, e Ronaldo acolo, Giddy Kessel. E de aur schema asta, treci de fiecare dată, mai ales cu jucători care au 5 cu 5, e cel mai periculos lucru de făcut acolo în careu. Ronaldo, Tănase, e gol, 3 la 0. Da, foarte ușor meciul, ne ducem bine, sperăm cu o victorie. Nu, no, e gol ăsta, frumos. A jucat un pas, a ajuns la Mbappé. Și normal, Mbappé gol de încă ar juca. Iată, dacă l-ai pune în echipă, deși e un card de gol, e probabil jucătorul de gol cel mai util care a rămas acolo. Mamă, e Messi. Băi, ești nebun? Ce făcea Thibaut Courtois? Am luat 2 goluri în câteva minute și nu știu de unde au venit, pentru că eram în control 100%. Și uite că s-a relansat partida, repriza a doua imediat. Dacă mă și egalează, e prea ciudat. Nuno Mendes. Centrează Nunito. E Ronaldo. Până la urmă Tănase o dă cu călcăiul. Mulțumim, Tase, pentru că o bucată 4-2. E omul potrivit la locul potrivit. Pregătit să-mi scrie când sare balonul la el. Cel mai ușor gol din acest video garantat va fi acesta. Eusebio, momentul potrivit pentru a da drumul la minge, fix pe lângă fundaș, 5-2. A dat o tonă de goluri Tănase, îmi place până acum, este fix ce trebuie. Ok, a început să-și dea autogoluri.
De ce nu iese pur și simplu? Ține să-și dea și autogoluri. Nu știu de ce mai stă până la final, dar aia e. Ok, am câștigat meciul. Sunt astfel 3 victorii și restul partidelor le voi juca pe Trovo live acolo. O să fie probabil un mic montaj sau nu știu, mai pun niște goluri cu Florin Tănase, ori direct ultimele meciuri și player pick-urile, depinde ce se întâmplă. Până acum Florin Tănase super tare. Ce drept la ce carduri avem? Dacă nu era foarte bun, nu era jucabil deloc. 7 goluri, 2 pase de gol, 3 partide, 3 contribuții pe meci, absolut lejer. L-a driblat. Tănase! Gol, bă! E cel mai bun! E cel mai mare! Da, 8 victorii la 1. 8 victorii și o frângere. Ce meci! M-a ajuns afară cuvinte, stai puțin așa, că de când am venit Florin Tănase s-a terminat. Batem tot! Da, mă! Tot Tănase! Tot Tănase! Tot el! Tot în ultimul minut, mereu acolo, pregătit în minutul 90. Bă, cum e, senzațional, mai aduce o victorie, 2 victorii sunt făcute de el în ultimul minut. E tare rău de tot. Încă unul, Mane, Mbappé roșu și 2 carduri care nu știu ce sunt acolo, dar îl are pe Mbappé roșu, poftim. Nu, vine Tibi, Tibi Courtois, Tibi Courtois scoate tot. Mosala. O pune jos. Pleacă Tănase. Tănase primește. Calul de cursă lungă, Florin Tănase. Trage cu piciorul stâng, bară. Ghinion. Ce ghinion. Ronaldo! Gol, 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 gol. În sfârșit. Gol de 1-0. Poate fi golul care să decidă acest meci. Ajung la 11 și vedem player picurile alea mari cu seria toți. Deci trebuie să facă să rezist. Nu! Bine, Thibaut Courtois ne scoate de acolo. Senzațional a apărat în aceste meciuri de Weekend League. Mai sunt 30 de secunde, am oprit atacul. La revedere! 11-3! Și spun mulțumesc frumos! Mă opresc aici! Dați-mi banii! Haide! Și haide! Rankul 5 aduce 2 player pick-uri cu câte 4 jucători seria toți. Poate am noroc în sfârșit, Rafael Leao, Dybala și alții se ascund acolo și sper să mi dea. Hai că se poate. Să ducă Florin Tănase victoriile pentru Leo Hernandez, partea stângă de aur de la AC Milan. A, dar scute 3, nu scute 4, stai că am greșit, 4 la 14. E, asta e, acum 14 n-am mai forțat. Nimic. Ia să vedem. Primul, 3 jucători. Berardi, am văzut 96, rar. Berardi, Savi și Bremer. E clar Berardi care dita mai super sabu. S-aș putea să-l vând pe Salah, să încasez bani în cont. Și nu știu dacă să, da, Salah, cred că am pierdut pe Salah o tonă de coins, că am dat foarte mult pe el. Oricum îl aleg pe Berardi, sigur. Pam. Leo! Nu, e Tonali. Cealhanoglu, Tonali și Savic. Da, clar Tonali. Cred că e bombă Tonali, nu? În echipa asta. Cât costă Tonali? Sandro Tonali e 300.000. Nu-i rău. Mai avem ca Fofana. Dacă vrea cu Teo Hernandez, puteam să-i bag. Arată bine cardul. Ok, Tonali merge. Și cu cardurile roșii, toate pe teren. 4 iconi. Și jucătorul și interesant, bă, arată bine, nu știu. Aș putea juca așa. Acesta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut. Player pick-urile interesante, pot intra băieți în echipă. Florin Tănase, chiar tare. Cel mai bun card de Liga 1 pe care cel mai probabil vom avea, dacă nu cumva vine eu cu o surpriză la anul. Sau poate, în perioada de vară, intră vreun Tavi Popescu 94 Neymar. N-ar fi rău deloc ei. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați de like acolo. Cam atât. Pa, pa!